Evoluția negocierilor cu Ucraina va depinde de reacția Chievului. În ceea ce privește conflictul din Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a indicat că Putin nu intenționează să discute cu președintele ucrainean, apreciind că negocierile din ajun trebuie să continue în acest format, care include reprezentanții ai celor două președinții. În ceea ce privește negocierile cu Kievul, Pescov a spus că evoluția negocierilor cu Ucraina va depinde de reacția Kievului la discuțiile care au avut loc în această săptămână între cele două părți, potrivit Reuters. Niciun document nu a fost convenit până acum cu Ucraina în cadrul discuțiilor, Moscova explicând părți ucrainene cum vede ea soluționarea conflictului, potrivit unui purtător de cuvânt al Kremlinului. Aceste negocieri sunt o modalitate bună de a transmite părții ucrainene viziunea noastră asupra problemei, a adăugat Pescov. În cele din urmă, președintele rus nu intenționează să poarte discuții cu omologul său american, Joe Biden. O astfel de conversație nu este planificată. Este dificil să-i vedem pe acești parteneri ca interlocutori în acest moment. A spus Pescov, în timp ce Rusia a acuzat Occidentul în general și Statele Unite în special pentru că au folosit Ucraina ca instrument împotriva Moscovei și au făcut o amenințare strategică pentru Kremlin, notează AFP.